Claudia sunt, bine v-am regăsit, dragile mele. Revin astăzi cu un tutorial la un săculeț iepuraș. Pentru că se apropie Sfintele Sărbători Pascale și știu că sunt persoane care caută idei pentru a face mici daruri, m-am gândit să vă arăt cum se face un astfel de săculeț. Nu este greu deloc, e un picuț migălos. Aici, înăuntru, se pot pune bombonele. Și ca și simbol al sărbătorilor, iepurașul poate fi dăruit persoanelor dragi. Ce avem nevoie pentru a face un astfel de iepuraș, săculeț iepuraș? Aici eu am folosit un fir Alize Baby și am folosit croșetă numărul 2,5 la acesta. Ne mai trebuie un picuț de fir roz sau, în sfârșit, un fir colorat, eu am folosit roz. În loc de ochișori, eu am pus năsturei și aici nasul și gurița am cusut cu un macrame negru, cu un fir negru. Astăzi voi exemplifica cu macrame, așa, și cu o croșetă numărul 2. Vă rog să vă abonați la canalul meu, să dați like și share, să dați click pe clopoțel ca să vă apară notificare când voi publica următorul tutorial, ca să mai facem și alte lucruri împreună, dacă vă place. Deci, cum pornim? Pornim, deci, la baza săculețului nostru, este exact ca la căciuliță. Deci, la primul rând facem 12 piciorușe duble, altfel, apoi la rândul următor, câte două piciorușe duble în fiecare ochi de lanț de pe rândul anterior, deci vom avea 12, pe rândul 2 vom avea 24, apoi, pe rândul următor, la 1 mulțim, la 1 nu, 1 da, 1 ba, deci se va mulți cu încă 12, deci 12, 24, 36 și la următorul facem două piciorușe fără să mulțim, la al treilea înmulțim și altfel vom avea 48 de piciorușe duble. Și apoi, în sus, se lucrează până la 11, până la al 11-lea rând, al 11-lea, al 15-lea, fiecare în funcție de ce înălțime vrea să facă săculețul. Eu aici am făcut 11 în total, de aici și până unde se prinde fundița. Asta fiecare adaptează. Dacă vrea să facă punguța mai mare, atunci lucrează mai multe rânduri. Deci, pornim cu cercul magic. Folosesc o croșetă numărul 2 la macrameul acesta. Mai facem încă două ochiuri de lanț. Și mai facem 11 piciorușe duble, pentru că în total trebuie să avem 12 în jurul cerculețului. Deci avem 1, 2, 3 piciorușe, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Strângem, tragem de fir și strângem bine și unim în primul aici cu piciorușul alunecat sau ochi alunecat. Astfel am terminat primul rând. Avem 12 piciorușe duble. Acum, rândul următor. Deci, 3 ochiuri de lanț și facem în fiecare ochi de lanț de pe rândul anterior câte 2 piciorușe duble. În total, la sfârșit, și le numărăm ca să ne iasă corect. Înnumărăm să avem 24 la sfârșitul acestui rând. Deci avem 2, deci băgăm de 2 ori. Deci, tocmai de aceea din 12 vor fi 24. Dar v-am zis, la sfârșitul rândului, mai ales pentru începători, e bine să înnumărați. Exact la fel se pornește și la căciulițe.
Deci până la sfârșitul rândului, așa vom face, câte două în fiecare. Avem 24, am terminat rândul, unim aici cu picioruș alunecat. Rândul următor, deci 3 ochiuri de lanț. Și acum, am zis că într-unul înmulțim, într-unul unul nu. Deci, aici facem două piciorușe. În următorul, deci am înmulțit aici. Am făcut două exact, am făcut pe următorul exact la baza lui. Aici nu vom înmulți. L-am făcut simplu, singur. În următorul facem două piciorușe. Deci am făcut două, exact în același ochi. În următorul facem unul singur. În următorul două și la fel până la capăt. În total numărăm la sfârșit să avem 36 de piciorușe duble. Am numărat și am 36 de piciorușe duble. Și unim aici picioruș alunecat. Am făcut rândul 3. Rândul 4. 3 ochiuri de lanț și acum la două piciorușe nu mulțim, al treilea înmulțim. Da? Deci, 2, 3. N-am înmulțit, aici înmulțim. Facem în același ochi două piciorușe duble. La următorul. Deci, următoarele două piciorușe nu înmulțim, facem consecutiv. 1, 2, 1, deci unul după altul, fără să înmulțim. La al treilea, înmulțim, facem două în același loc. În felul ăsta se înmulțește cu 2, se adaugă încă 12, deci avem 36. Pe rândul acesta, la sfârșitul rândului, dacă le vom număra și trebuie să le numărăm, trebuie să avem 48 de piciorușe duble. Am 48 de piciorușe duble și unim cu picioruș alunecat aici. Astfel fundul săculețului nostru este gata de aici. Deci avem 1, 2, 3, 4. Cel puțin încă 7 rânduri o să mai facem, deci până la 11 în total de aici, 7 rânduri, fără să mai mulțim. La fiecare rând vom avea doar 48 de piciorușe duble. Deci 3 ochiuri de lanț. Întotdeauna eu pornesc exact de aici, fac primul picioruș, pentru ca linia aceasta de îmbinare să vină exact pe mijloc, să nu vină, să nu se fie oblică. E cât de cât dreaptă. Da? Deci primul picioruș întotdeauna îl fac exact la baza piciorușului aici, la ochiurilor de lanț, care țin loc practic de primul picioruș. Deci încă 7 rânduri vom face, deci băgăm în fiecare, nu mai înmulțim, nu scădem, nu nimic, pur și simplu până la al 11-lea rând de aici din capăt. Încă 7 rânduri, așa. Am terminat și cel de-al 11-lea rând. Al 11-lea rând, numărând de aici. Așa, unim cu piciorul alunecat. Și uitați, deja are formă. Și aici în cap câteva bombonele. Acum vom face rândul în care vom introduce fundița. Cum facem? Deci 3 ochiuri de lanț. Exact în același loc mai facem un picioruș dublu și în același loc încă unul. Un ochi de lanț, sărim 1. În următorul facem două piciorușe duble. Dar când am făcut bine, că am făcut 3 aici la început și nu-i bine. Deci două piciorușe duble, un ochi de lanț, sărim 1, în următorul facem două piciorușe duble.
un ochi de lanț, sărim de la bază 1, în următorul vom face 2 piciorușe duble. Un ochi de lanț și așa facem până la sfârșitul rândului. Deci sărim unul, în următorul 2 piciorușe duble. Și așa facem până unim aici cu picioruș alunecat. Pe aici se va introduce fundița, bentița fundiță. Am mers cu rândul până la capăt și am unit cu picioruș alunecat. Acum facem un ochi de lanț și acum în fiecare ochi vom face piciorușe scurte, 5-6 rânduri de piciorușe scurte. Cred că 5 rânduri o să fac. Deci piciorușe scurte, picioruș scurt în fiecare. Deci deasupra piciorușelor duble câte 1. Deci avem 2. 1. 2. Deasupra piciorușelor duble de pe rândul anterior. Iar aici unde e spațiu, facem și aici un picioruș scurt. Agăm exact în capăt. Aici, deci 1, 2 deasupra piciorușelor duble și aici încă 1. Iar pe rândul următor, în fiecare vom face picioruș scurt. Aici se vede, dar am să pun un semn ca să știu unde începe fiecare rând. Am să pun un semn aici, ca să știu unde este începutul de rând. Și astfel, de facem 5-6 rânduri, o să fac, cred că 6, pentru că e mai subțire firul decât aici, și ca să iasă la fel de înalt. 6 rânduri de piciorușe scurte, așa, unul lângă altul, de jur împrejur. Și am făcut 6 rânduri de piciorușe scurte. Am ajuns în capăt și unim cu piciorul și alunecat încă un ochi de lanț pentru a întări, pentru a fixa. Tăiem firul pe care îl vom ascunde în lucru. Luăm și semnul că nu ne mai este de folos. Deci, vedeți, dacă am prins așa, ia cât de cât în spate aici, asta o să fie parte din spate. Acum să facem urechiușele. Cum procedăm? La urechiușe. Deci, cercul magic. Prindem bine. Încă 2 ochiuri de lanț, 1, 2. Și în cerculețul acesta vom avea în total 8 piciorușe duble. Aceste 3 ochiuri de lanț țin loc de primul picioruș dublu. Deci mai facem încă 7. 2. 3. 4, 5, 6, 7, cred că în total sunt 8, ia să văd, 2, 4, nu, 7 sunt, 2, 4, 6, 7, am crezut că am numărat doar piciorușele duble, 7, 8. 8 piciorușe duble. Acum strângem cerculețul și unim cu piciorul alunecat aici în primul. Așa. Aici, cu acesta, eu așa am făcut de fiecare dată, facem un nod aici la bază. Așa. Și îl tai, el va rămâne pe interiorul urechii.
urechiușe. Bun. Asta e primul rând. Vom face două rânduri cu 8 piciorușe duble și rândul 2 va avea tot numai 8 piciorușe duble. 3 ochiuri de lanț și vom băga în fiecare de jur împrejur și vom avea tot 8 piciorușe duble. Deci 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8 și unim cu piciorul și alunecat. Acum, rândul 3. 3, 4 și 5 vom înmulți câte un ochi doar pe lateral. Câte un ochi, câte un picioruș. Din 8 vom avea 10. Deci facem două piciorușe duble exact aici, în același loc. Deci, 3 ochiuri de lanț, încă un picioruș dublu aici. Acum, 3 ochiuri de lanț, fără să mulțim. 1. 2, 3, în următorul facem două piciorușe duble, 2 piciorușe duble aici. Și încă 3 piciorușe duble. În total trebuie să avem 10. Deci în total avem 10. Unim cu piciorul alunecat. Deci am făcut două rânduri cu 8 piciorușe duble. Acum vom face 3 rânduri cu... Nu, am făcut două rânduri cu 8 piciorușe și acum vom face 3 rânduri cu 10 piciorușe duble. Deci următoarele două rânduri vom face 10, adică în fiecare, deasupra fiecărui picioruș dublu de pe rândul anterior, câte un picioruș dublu. Deci vom avea încă două rânduri cu 10 piciorușe duble. Am făcut cele 3 rânduri cu 10 piciorușe duble. Acum vom înmulți din nou tot pe lateral. Deci vom face 2 piciorușe duble în același loc, 4 piciorușe duble fără să înmulțim și încă 2 în capăt. Deci din 10 vom avea 12 apoi. Și vom face 4 astfel de rânduri și astfel urechiușa e gata. 1, 2, 3. Deci numărăm. Da? 1, 2, 3, 4. Aici înmulțim, facem două piciorușe duble în același loc, ca să fie un picuț mai lată în partea de jos urechiușa. Asta e motivul. Acum, 4 piciorușe duble fără să înmulțim. Patru.
10 și mai ne mai trebuie încă 2. Și aici le facem pe amândouă. Deci avem 12. Ia, să le și numărăm, să fim siguri. Întotdeauna e cel mai bine de numărat ca să fim siguri că n-am greșit. 2, 4, 6, 8, 10. Uitați, făcusem unul în plus. Dar mi s-a părut mic ciudat aici. Deci 12. Deci și eu, care lucrez de atâția ani de zile, încă mai trebuie să număr pentru a fi sigură, pentru că se întâmplă. Putem greși, mai ales că nu facem același lucru. E al doilea iepuraș ăsta. Deci aici avem 12 piciorușe duble, mai facem încă 3 rânduri. Deci avem 2 cu 8, 3 cu 10 și 4 cu 12. Și astfel terminăm urechiușa. Am terminat urechiușa. Acum vom face partea aceasta care se aplică pe urechiușă. O să o fac tot cu roz. Puteți să faceți cu roșu, cu bej, cu ce culoare vreți voi. Dar eu o să fac tot cu roz. Facem primul ochi, nodul acela neterminat, cum zic eu. Fac o croșetă, fiind firul mai subțire și cu o croșetă un pic mai subțire, asta e cu 1,5 făcut. Facem 6 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ochiuri de lanț, dăm după croșetă și în ultimile 3 ochiuri de lanț vom face piciorușe duble. Deci 3 piciorușe duble. Hai. 1. În următorul încă 1. Și în ultimul ochi aici 3. Avem 4 piciorușe duble. 3 ochiuri de lanț, răsucim și facem din nou 4 piciorușe duble în total. Acesta este primul picioruș dublu. Deci nu aici, exact lângă, în următorul. 2, în următorul 3 și exact în capăt 4. Încă un rând, 2, deci 4 rânduri facem cu 4 piciorușe duble. Răsucim. Patru și încă un rând cu 4 piciorușe duble. Și acum facem doar 2 ochiuri de lanț, răsucim și băgăm în următorul și facem jumătate de picioruș dublu, scoatem doar o dată, băgăm în următorul jumătate de picioruș dublu, scoatem doar o dată și în ultimul. Apoi scoatem o dată și acum prin toate 3. Și încă un ochi de lanț ca să fixăm. Și astfel am făcut partea aceasta care va fi cusută cu fir alb, o să o coasem, de urechiușă. Deci băgăm în fir alb și o să-l coasem, că prindem urechea așa.
După ce am cusut partea roz de urechiușă, apoi urechiușa o vom coase, undeva lăsăm partea asta în spate, deasupra, deci tot cu firul acesta de aici, o vom prinde exact deasupra găurilor. O urechiușă și cealaltă exact lângă. Da? Exact cum am făcut și aici. Uitați. Cusut cu apă. Deci trebuie să mai facem o urechiușă, partea roz pe care o coasem cu ață, cu fir alb de urechiușă, iar urechiușele una lângă alta, exact una lângă alta. Și exact aici, în spate. Deci am cusut urechiușele, exact cum v-am spus, deci am prins partea roz, am cusut-o cu macrame alb de partea asta albă, ambele urechiușe, și apoi le-am cusut, vedeți, deasupra găurelelor, ca să poată să mă lase ca să bag șnurul aici. Aici am cusut doi năsturei, în loc de ochișori. Am dus undeva 1, 2, 3, 4, 5, 6, pe al șaptelea rând de aici, exact pe mijloc, în dreptul urechiușilor. Vedeți, exact în dreptul urechiușilor am pus ochișorii. Aici am făcut năsucul, am făcut un triunghi, deci cusut cu ață neagră, pe care l-am umplut apoi. O dunguliță jos și gurița. Așa, acum băgăm șnurulețul, pornind de aici din față. Până la capăt. Deci am băgat bentița aceasta ca și șnur de jur împrejur, am legat aici în față, am pus o fundiță și astfel punguța noastră e curată și este gata. Să știți că în cap cam 4 bombonele de acestea mari în troasul de punguliță. V-am zis, aici e cu macrame și am lucrat cu numărul 2, aici e Alize Baby și am lucrat cu 2,5 și a ieșit mai mare. După cum observați, e mai mare fiind firul mai gros și croșeta un picuț mai groasă, și dar chiar și cu fir mai subțire. Dacă vreți un picuț mai mare, să încapă mai multe bomboane, atunci faceți un picuț mai înalt. În loc de 11 rânduri, puteți să faceți 15. E strict alegerea dumneavoastră în funcție de cum, dar trebuie să exersați întâi, adică să faceți unul, să vedeți cam cum, cât de mulțumită sunteți de dimensiunea pe care... Și, adică să faceți pe dimensiunea la care doriți dumneavoastră. Cam aceasta a fost pentru ziua de astăzi. Dacă v-a plăcut, dați-mi like, dați-mi share, abonați-vă la canalul meu și vom încerca și alte lucruri spectaculoase împreună. Și ne revedem data viitoare cu un nou tutorial. La revedere!